Hop! M-am bucurat inițial și după aia... Eu am țopăit pe acolo, eram... Yay, Beyoncé! Asta. E groasă, pe românește. Nu am asta. El poate, da. Bombă. E bine. Da, sigur. Foarte bine. Bun, un ton mai sus. Mamă, cântăm peste Beyoncé. Da, da. Să fie foarte tare. Decide. Da, o să fie interesant. Pălăria jos, ochelarii jos. Și am două atenții pentru voi. Asta va fi preocuparea voastră. Venisem și noi fericiți. Mai fericiți. Bucuroși. Uitați-vă. Veseli. Când le-am arătat tocurile, parcă le-am arătat eșafodul. Măi, așa, cu șosete? Păi nu pot, doamna. Pe cum o să fie? Ai văzut pe Beyoncé cu șosete așa? Păi nu se poate așa? Nu se poate, dă șosetele jos. Și-ți faci și pedicura. Sunt puțin răsfățați, puțin alintați, dar lasă că o să le treacă lor. Unu. Numai parcă nu ești în tablă. Nu ești de tablă. Păi nu știu să merg cu ele. Cum păi încearcă, să fac? Ia, încearcă cum tu. Cum trebuie să țin piciorul drept? Dar te-a învățat cineva cum să săruți? Nu, da, nu. Păi vezi, nu. Atunci învață, ia, hai. Așa. Așa trebuie. Până acolo și înapoi? Am, că e bine. Nu? Sunt bine? Da. Bravo, foarte bine așa. Vai de viață. Foarte bine. Dai. Ia cum. Uite pe unde s-a dus. Așa, nu? Suntem bă, românească. Pe noi. Ce mi arătați? Pantofii? Haideți, single ladies. Sunteți single? A venit, da, o să fiți ladies în curând. Intrați în ladies imediat. 6, 7, 8 ar veni. Wow, ok. Dar urs este minunat. Așa trebuie să alerg? Da. De o oră stăm undeva pe prima jumătate a piesei. Pentru că e foarte multă coreografie, toată piesa e numai o coreografie. Emilian este iarăși în faza de adaptare, acomodare. Mă așez. Cum mă așez? Că nu știu să mă așez. Îți pare că arăt ca o țoapă, dar... Ia. Uite acolo. Arăt... Hai că ți se mai bine. Așa? Da. Dar nu știu că voi vă lăsați așa, nu știu cum, cu fund, așa. Fac displazie de șiră sau cum se cheamă. Se numește o mișcare perversă. Asta e, chiar vreau să ne iasă personajul la modul... Da. Ca atitudine, e foarte important. Picioare atitudine. Drepte, stat drept și că trebuie să fie frumos, să se vadă... Și pe lângă asta să mai cântăm. 3% din Beyoncé să facem și noi. Mă așez. Nu așa, mă, primi mătii. Mai epuizat, da. Să duc și genunchii pe linia aia. Știu, să fac știu. Aici. Și nouă ne-au trăsnit oasele. Da, nu, sunt ceva rău. El iese din prima, de teamă că nu ajunge pe tocuri, că e bărbat, că nu poate, că el cântă în timp, e Emilian, că el cântă în timpul ăsta. Am mai fost, am mai dansat pe tocuri, nu e asta problema, dar ăsta o să fie problemă mare pe la tocuri. La mine o să fie, voi nu vezi, eu puternic. Voi să vă faceți aminte interviul ăsta. Da. Și să vă uitați la scenă cu atenție.